Sunteți născut în Banat, mai precis în județul Timiș, în localitatea Sacoșul Mare. Sunteți absolvent al Institutului Teologic din Sibiu și ați fost hirotonit preot în protopopiatul Reșița. Ați fost bibliotecar la Biblioteca Eparhială, titular la Catedra de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Sunteți doctor în istorie la Universitatea Babeș-Bolyai. Sunteți renumit cercetător științific profilat pe istoria Bisericii Bănățene. Actualmente sunteți cercetător științific la Episcopia Caransebeșului. Aveți o consistentă activitate cultural-spirituală, dar și editorială. Ați fost coordonator și colaborator în mai multe volume colective, participând la zeci de sesiuni de comunicări științifice naționale și internaționale, dar aveți publicate și volume de autor, ce, în majoritate, au o tematică istorică legată de viața administrativ-bisericească din Banat. Ultimul volum tipărit deja este Subvertirea religiozității în Banat. Așadar, îmi aduc aminte de vizita Herte Müller, scriitoarea care s-a născut aici în Banat, lângă Buziaș, la Nitzchidorf, și după ce a fost laureată a Premiului Nobel, a venit în România și, într-un cadru destul de lărgit, a imputat intelectualilor români că s-au eschivat de la luarea unei atitudini împotriva regimului comunist opresiv și s-au mulțumit să justifice prin conceptul rezistența prin cultură, care era socotit de către ea o lipsă de atitudine, de rectitudine morală și de faptul că în gândirea oamenilor, omul cu carte ar trebui să fie luminătorul și deschizătorul de drumuri, să fie modelul după care societatea să se poată modela în sensul bun al cuvântului. Și afirmația asta a ei a iritat foarte mult și câteva nume ale culturii române s-au ofuscat și au căutat să aducă cuvânt de împotrivire, dar în cele din urmă, analizând la rece, se pare că ea a avut dreptate în ceea ce a afirmat. Pentru că, deși femeie, în natură feminină, slăbiciunea care decurge din ea, nu a oprit-o în niciun fel să devină o voce remarcată, să devină o persoană urgisită, hăituită, fugărită și chiar să suporte unele ponoase din cauza aceasta. Personal însă, vreau să spun că pentru mine și mai un prieten, preotul Miloș, de aici din Bocșa Română, am încercat să ne propunem un mod de existență care
aproape în exclusivitate să se bazeze pe cultură. Desigur că din cauza restriștilor vremii, a opreliștilor de tot felul, al cenzurii, setea noastră hamletiană de cunoaștere nu putea să fie satisfăcută decât doar într-o măsură destul de mică. Ca să exemplific, erau câteva reviste de cultură, secolul 20, al cărui redactor șef era Dan Hăulică, o revistă stil carte, care cel mult prima avea doar o foaie cu poza lui Ceaușescu și cam atât era implicarea sau efigia comunismului făcută simțită. În rest era cultură de bună calitate. După aceea, revista Viața Românească a Uniunilor Scriitorilor din România, unde la fel colaborau scriitori, filozofi de primă mână și de la noi și străini în traducere românească. Poezie de calitate era întâlnită în paginile ei, proză, fragmente de proză, la fel de substanțiale și astfel aveam aceste insule paradisiaci. Nu pot să uit și de revista de istorie și teorie culturală editată sub egida Institutului de Lingvistică George Călinescu de la București. Iarăși o publicație extraordinar de compactă în ceea ce privește cultura română și cea universală. După aceea erau cărțile. În domeniul teologic era o restricție în sensul acesta, pentru că în școlile de învățământ teologic mediu sau universitar existau, să amintim, institutele, cele două institute teologice de grad universitar și, ca o ironie a sorții, uneori erau botezat Institutul Universal, adică nu universitar, de grad universitar, așa, la Sibiu și la București. Și acolo nu existau cursuri universitare în înțelesul de astăzi al cuvântului, ci erau manuale edite, tipărite, scoase de profesorii de la catedrele de atunci. Și erau așa zisele manuale. Da. Sigur că aceste manuale erau structurate în așa manieră încât să acopere o perioadă de 2000 de ani de istorie a creștinismului și erau concentrate, foarte mulți ani de memorat, nume proprii, nu știu ce, dar nu se contextualiza decât foarte puțin. Așa, și orizontul studentului teolog era destul de restrâns, destul de circumscris. Și atunci, cei care eram doritori, și eram câțiva, nu era o mare îmbulzeală pe traiectoria aceasta a informării și a cultivării din punct de vedere cultural, cărțile care apăreau prin de suplineam această lipsă, această carență bibliografică,
ceea ce apărea în librării și cărțile care se tipăreau de Institutul Biblic și de Misiunea al Bisericii Ortodoxe Române de la București. Ei, fericirea a venit când a început să se tipărească colecția Sfinților Părinți Bisericești și edițiile erau extraordinar de bine puse la punct, copertele cartonate, hârtie destul de bună calitate, așa, conținut, nici nu mai vorbim, și ni s-a descris o fantă de lumină. După aceea, colecția aceasta a fost augmentată de apariția Filocaliei, primele patru volume în traducerea părintelui Dumitru Stăniloae. După aceea, Ioanichie Bălan a scos două volume de convorbiri duhovnicești, așa, și mai câteva manuale de istoria filozofiei antice a unui profesor de la București, Balcă. Așa, și cam acestea erau bornele bibliografice care ne-au ajutat să ne lărgim cercul acesta al cunoașterii în acele timpuri. Dar pe căi ocolite și oarecum subversive, am ajuns pe lângă ceea ce oficial, mă rog, ni se punea la îndemână, să auzim de oameni, de nume care nu erau colportate în societate, și fac trimitere aici la părintele Gherasi Gheorghe, care era călugăr la mănăstirea Frăsinei din Vâlcea, și prima dată am auzit de el de la părintele Miloș, care recunosc că era mai vigilent în a fura șoapte, a captiva șoaptele, ca să zic așa, adică ceea ce se vorbea în surdină, să n-audă urechea prea bine dotată a securității, așa, și mi-a spus abia după un timp, după ce fusese la Frăsinei, că am întâlnit, zice, un călugăr extraordinar, părintele Gelasie. Așa, Gelasie Gheorghe, deci destul de ciudat, zice, la prima vedere, și vețuitorii de acolo, zice, nu prea și-au dat drumul să deconspire de existența lui, dar iarăși așa am aflat din om în om și m-am dus la el, zice, și avea biblioteca într-un butoi acolo la mănăstire, și am stat de vorbă, zice, și extraordinar, zice, ce mult m-a fermecat această întâlnire. Ei, și în acel moment mi-am ascuțit și eu simțurile și eram foarte atent la acest nume. Numai că el nu a reverberat până după momentul 89. Așa. Ei, au început să apară tipărirea cărților lui și astfel am putut să ajung să plonjez într-un alt univers teologic al credinței, și pe măsură ce mă adânceam în scrierile lui, așa, mi-am dat seama, deși
M-am considerat un om cu stagiu în arta lecturii și mi-am dat seama că este ceva absolutamente diferit de ceea ce am citit atât în românește cât și în alte limbi. Pentru că limbajul lui era unul absolut diferit. Și am concluzionat că este fără tăgadă un limbaj inițiatic. Fără efort intelectual nu poți să-l pătrunzi. Are o multitudine de straturi de înțelegere și mai ales ceea ce se ascunde în spatele discursivității acestea teologice este trăirea autentică, mistică, adică o zonă eterată a subtilităților și deși aflând de studiile formale ale lui, că numai, mă rog, studii medii, am zis, măi, nu se poate să fie altceva decât numai Harul lui Dumnezeu. Este un om, un înger întrupat, și nu exagerez când spun acest lucru, care a primit această misiune să încunoștințeze lumea considerată creștină, așa că, nu știu, calea pe care se află nu este una dintre cele mai laudabile, pentru că și deja simptomele au început să apară încă după veacul apostolic. Că biserica a început, din nefericire, să se lumească. Adică să se ia ea după duhul acesta pierzător al lumii și nu să urmeze învățătura hristică în sensul cel mai limpede posibil. Deci duhul a fost lăsat deoparte. Și istoria bisericească universală cu asupra de măsură ne face acest expozeu și ia că s-a ajuns la agonia creștinismului, o cunoscută carte a unui spaniol, Michel de Unamuno. Așa. Părerile lui Cioran, dacă le amintim aici, iarăși, vede, deși era cu băiat de preot, nu știu, și-a dat seama, cu pătrunderea lui introspectivă, filozofică, și-a dat seama că, totuși, creștinismul acesta istoric nu a păstrat esența, s-a pervertit și a devenit precar. Așa, am ajuns să devenim creștini de recensământ, creștini de conscripție, creștini de protocoale, creștini de circumscriere administrativă, jurisdicțională, așadar, liturgicul, trăirea autentică a fost abandonată, lăsată deoparte. Și așa că creștinismul înaintează așa în virtutea unei inerții. Este greu să te ții de prescripțiile părintelui Ghelasie sau să poți să te sensibilizezi la vehemența de o sândă adusă de un Nil Dorobanțu, iarăși un nume care
nu este scos de la naftalină, ca să zic așa, să fie lăsat ca trofeu al memoriei colective. Pentru că iarăși a fost o voce incomodă. Așa, este un mare păcat că am avut aceste și avem aceste daruri ale lui Dumnezeu și nu ne împărtășim, nu ne folosim de ele. Eu, ca unul care am lucrat și în așa zisul învățământ teologic, mi-am dat seama că spiritul acesta pe care de obicei îl condamnăm scolastic nu s-a dezrădăcinat. Dimpotrivă, a rămas ca o metodă de însușire a cunoștințelor legate de credință, legate de biserică. Îmi aduc aminte iarăși o vorbă de un nonconformist, iarăși Nicolae Steinhardt, care foarte greu s-a lăsat convins să tipărească un volum de predici. Este vorba de volumul Dăruind vei dobândi. Pentru că, zicea el, nu știu, eu mi-este să odată tipărită să nu scandalizez, pentru că nu sunt niște predici așa care să fie de conforme cu media discursului teologal din zilele noastre. El, fiind profesor la Universitatea din București, la Catedra de Limbă Franceză, foarte mult predicile lui conțineau literatura universală, trimiteri biblice, analogii, așa, și era teamă mare că nu vrea să producă o vâltoare așa în biserică. Acum eu, ca modest istoric, să zic așa, intrând în arhive, mi-am dat seama că totul se confirmă și am început să scriu cărțile în așa manieră încât să oglindesc cu tristețe ceea ce se întâmplă de fapt, s-a întâmplat din timp în timp și iată continuă și în zilele noastre, așa ca odată expuse să fie însușite ca o critică obiectivă și care să ne conducă la dorința sinceră de îndreptare a lucrurilor. Și asta nu se poate face decât printr-o profundă înțelegere a medularității creștinismului evanghelic. Predând dreptul bisericesc, misologie și ecumenism, am observat că este stringentă nevoie de această renovatio a vieții creștine. Și ca să nu mai trăim în amăgirea de sine, așa, trebuie să expunem și să acceptăm adevărul și, cum zic, să recurgem la această conversie a credinței. Dat fiind faptul că, dacă luăm ca etalon pe Părintele Ghelasie, care nu este îngurgitabil de așa zis și academici, deci
dascăli de teologie, de la catedre, de majoritatea ierarhilor, așa, sigur că nu se poate să devină el atât de activ în lucrarea bisericească, misionară, doxologică și, în general, liturgică. Ar fi foarte, foarte greu. Urmăresc la Trinitas cu atenție ceea ce se întâmplă în biserică și observ o sărăcie de retorică. Adică am ajuns acolo încât numele lui Iisus Hristos să devină un substitut retoric. Așa, deci se vede foarte clar lipsa de pregătire și de trăire efectivă. Așa, și atunci îi dăm, așa cum a spus Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și iarăși, așa ne-a învățat Mântuitorul, deci în aceeași frază, să zicem, apare de 2-3 ori acest lanț, eu știu, de nominalizare, așa, fapt cu care nu spunem absolut nimic, parcă, Dumnezeu să mă ierte, ai impresia că luăm numele lui Dumnezeu în deșert. Deci, prea deasa folosire a numelui lui. Așa, care, mă rog, știm și ceea ce privește teologia numelui, că este numai numele, nu conduce deloc la esență, ci numai la atribute și asta. Deci, e o discuție largă și aici. Na, și atunci, cărțile mele par oarecum ofensatoare, că, eu știu, arăt rău în asta. Nu știu, când mi-am pregătit teza de doctorat, care era una de istorie ecleziastică, anume Biserică și Societate în timpul episcopului Ioan Popasu. Așa? Eram pur și simplu înfricoșat, stresat și am spus conducătorilor, nu știu că în perioada asta, zic, eu mai mult în arhivă zic, găsesc numai lucruri rele decât lucruri bune. Deci mai mult aspectul ăsta de indisciplină a clerului, a credincioșului, nerespectări, sărbători, activitate filantropică, culturală, asta foarte, aproape lipsește vorba lui Nenean cu desăvârșire. Nu știu ce să mai fac, nu știu, dar încet, încet am reușit eu să vitalizez acest vacarm, să zic, și am încercat să dau o tentă sau relief unei istorie bisericești care să aducă și câteva, să evidențieze și câteva lucruri bune. Așa. Și până la urmă a fost lucrarea foarte bine primită și de către comisie, dar și după ce s-a tipărit de către cei ce au citit-o. Așa, dar totuși trebuie insistat cu precădere asupra acestor lacune. Și ca să contrapun părintelui Gelasie sau teologiei lui mistice, care rămâne
cum am zis, greu asta comprehensibilă, greu se lasă să astâmpere setea unui doritor de cunoaștere adevărată, așa se contrapune una dintre ultimele cărți tipărite, Subvertirea religiozității în Banat. Așa, și o să merg pe firul ei în asta numai cu introducerea și concluziile, pentru că asta, cuprinsul este mai mult decât relevant. Că vorbesc despre botez, vorbesc despre filantropie, despre scaunele în biserică, despre alcoolism, despre disciplinaritate, despre pământul bisericesc, despre misionarism, asta, despre moarte, asta în încheiere. Așa, și se poate vedea cu fără un efort susținut că derapajele sunt foarte mari. Așa, și lucrul acesta ar trebui să ne pună pe gânduri și pe noi credincioșii, dar cu atât mai mult ierarhia bisericească. Și îmi aduc iarăși aminte de o vorbă extraordinară de-a lui Petre Țuțea. Și ceva memorabil. Și spunea el că creștinii adevărați sunt sfinții. Noi, adică restul, suntem doar organizați. Adică ne conducem după regulamente, după statute. Așa, și eu chiar am publicat un studiu despre statutul din 1925. Așa, și așa într-o cheie ironică, pentru că n-am putut să mă abțin acolo cu toate prevederile cuprinse în el, împărțirile, asta că dacă mă gândesc bine că nu m-am mai ajuns la cel din 1948-49, când deja se instaurase comunismul, și cel din zilele noastre, din 2008, revizuit, acum am privit asta, domnule, este statut stătut, adică este o mlaștină, o baltă acolo. Păi nu se pomenește, numele lui Iisus Hristos este absent, marele absent este Dumnezeu de acolo, din statutul acesta. Asta. Pe modele de asta sau, eu știu, propuneri de jurăminte. Păi noi avem nevoie de jurăminte. Păi cine are nevoie de jurăminte? Unul care nu are încredere. Ori noi suntem obligați să avem încredere unul între altul. Domnule, prezumția de cum se cădene, pe cum să crede ceva rău sau urât despre semenul meu. Este imposibil. O interdicție asta, că ajungi la judecăți, da, nu judeca să nu fii judecat. Deci, tribul administrativul ne duce la... Eu chiar cu o anumită ocazie am vorbit cu profesorul Dură de drept bisericesc și am spus, domnule, lucrurile merg pieziș, așa, sau cu scăpări în biserică, pentru că administrația s-a rupt, administrația bisericească, evident, s-a rupt de spiritualitate. A, zice, asta sunt popisme și asta. Da, și l-am lăsat pe om în pace, că am văzut că n-ai cu cine să vorbești. Asta. Păi eu am acum o carte care e la editură, dar n-am ajuns. Asta cu problema scaunelor în biserice. Pe cât război s-a dus și s-a dus în zilele noastre acum, câte certuri pentru un amărât de
scaun, nebine, adică îndemnul la confort, sau întreținem confortul, ne complacem să facem compromisul acest, pogorământul acesta, ca să nu ne plece omul, să ne condiționeze de asta. Domnule, părinte, vin dacă îmi asigur scaun la biserică sau nu știu ce, deci condiționează. Păi nu mai ajungem noi la Hristos cel răstignit dacă emitem asemenea pretenție, că nu poți, deci nu poți să faci pogorântul. Domnule, suntem, rămânem puțini, dar de calitate. Păi, Nichita Stănescu, mă duc aminte un interviu, na, sigur în timpul regimului trecut, și spune, domnule, am o oroare de gândirea statistică. Și el întreabă de ce. Păi zice, domnule, uite așa, voi media, zice, dați o știre. Astăzi, la ora nu știu care, zice, în locul cu tare s-a prăbușit un avion și avea la bord 200 și nu știu, sau asta, de persoane sau de pasageri. Și știrea s-a consumat, a fost aruncat. Păi zice, dumneata îți dai seama dacă între acei pasageri era un Beethoven sau un Shakespeare? Cum să vorbești, zice, așa, măi, statistică asta? Ori noi ne acoperim de statistică asta, cu neoprotestanți, cât se împărtășesc, cât se spovedesc, cât nu știu ce, tot felul de tabele din acest, cu ce ne ajută? Cu ce ne ajută? Că... Adică pe preoții oblige, ierarhia are niște frustrări, că nu, cum să zic, s-a aliniat la concepțiile lumești, așa că este un fel de șef. Asta nu, în biserică nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Deci, este imperios necesar corecție făcută, pentru că altminteri ne găsește parusia pe picior greșit. Nu știu, am citit o carte, am prins-o, nu știu exact titlul ăsta, dar e vorba și asta de Antichrist, Părinții Bisericii, Antichristul și parusia. Așa. Părinți, foarte mulți părinți ai bisericii profețesc asta, că biserica asta instituționalizată va dispărea. Deci rămâne biserica pură, credință, adică omul și Dumnezeu, tainele bisericii. Unde este Hristos, acolo este biserica. Unde este dragoste, acolo este biserica asta. Adică nu... Mai, eu știu, oficiu de tineret, oficiu de baia, oficiu de tot fel de oficii, de departamente, de consilieri care consiliază neantul. Ce să amară lor că sunt oameni nepregătiți, doamne, pentru... Mai spun că cunosc atâtea cazuri. A vrut să ajung să fie consilier cultural și spunea că ăsta îl înjura pe Eminescu că era un sifilitic, sau Octavian Paler că în studenție ăsta mergea să cosească pe bani, pe ce, asta era o rușine, sau asta, cum să vorbesc în așa. Culmea, după 90, tot același individ, îl proslăvea pe ăsta Eminescu la conferințe, la întruniri, bardul și ăsta, poetul național și... Hei, hai domne, când ești tu? Când a fost da, da, când a fost nu, nu? Ce cu oscilațiile astea, cu schimbări? Nu, nu se poate așa ceva. Așa, și, cum zic, luând de pe Părintele Ghelase, asta, să mergem pe firul acestei ăsta cărți ca să vedem cu exemple că ceea ce spun este veridic. Așa. Subvertirea religiozității în Banat, ce înseamnă? Destrămarea. Așa. A vieții religioase. Noi nu avem
cărți, studii dedicate numitului sentiment religios. Eu fiind 2 ani la Mitropolia Banatului și bibliotecar, am găsit acolo Enciclopedia Sentimentului Religios în Franța, vreo 20 și ceva de dita mai volumele, așa, cărți asta. La noi nu. După 90, un profesor de la istorie de la Cluj, Doru Radosav, și mai o profesoară de la Sibiu, parcă Valeria Soroștineanu, au început să scrie cu despre sentimentul religios în Transilvania, ei și asta. Și eu asta am vrut în Banat. Dar n-am mai vrut să intitulez sentiment religios, am zis subvertirea religiozității în Banat. Că și aici e o dispută cu religia, că știți că un teolog grec a scris o carte contra religiei. Că nu-i prea ce zice, domnule, religia, asta la ei, profesorii de teologie, nu sunt clerici, preoți, sunt laici. E, spiritul critic este altul acolo. E, aici nu, la noi nu poți, că ești încătușat, nu, de haina preoțească, zice, domn, nu se poate, nu poți să critici instituția sau pe... Nu, noi ne facem autocritică, nu criticăm, eu știu, pe altcineva, pe noi, facem autocritică, să ne recunoaștem starea noastră de decădere, de păcătoșenie. Asta zice că religia este ideologizarea credinței, adică este o ideologie și nu este nimerită așa. Așa, deci, recunoscută drept o instituție a cunoașterii, istoria rămâne dispozitivul epistemologic ce năzuiește să redescopere cadrele de existențe ale unui alt prezent, resuscitând memoria din catalepsia uitării, din leșinul acesta al uitării. Eu am avut mult timp complexul acesta de inferioritate și frustrare, bă, istoric, am fost tot timpul fascinat de filozofie, ce a istoric, a fapte, prezint fapte, ce sunt astea, mare lucru, nu știu. Ei, dar când am ajuns la fizica cuantică, mi-am redefinit poziția, pentru că mi-am dat seama că asta este existența sau secretul existenței, memoria. Nu avem voie să uităm. Sau tot ceea ce săvârșim, tot ceea ce gândim, memoria absolută, adică a lui memoria lui Dumnezeu, înregistrează și nu se șterge veșnic. Totul rămâne acolo. Ei, așadar, iată, suntem îndemnați. Păi și ce-i tot? Pomenirea, dăm pomernice la Sfânta Liturghie. Ce asta? Reîmprospătarea mnemotehnică a comunității. Nu putem să... Cum să ne despărțim de asta? Păi atunci putem să uităm de Iisus Hristos, putem să uităm de Sfinții și personajele Vechiului Testament, ale Noului Testament, doar de asta, Noul Testament, nu, 2000 de ani, Domnule, ne ajunge, ce atâta, să vă lasă pe Pavel, pe Petru, pe Iacob, pe toți, Matei și Evanghelie, ce mai ne trebuie nouă asta, nu? Uite că ne trebuie, pentru că au rămas stâlpi de susținere ai omenirii și vrând nevrând chiar cei proclamați atei, nu pot să fac abstracție de cărțile sapiențiale ale omenirii și prima este Sfânta Scriptură, Biblia.
Nu pot să asta. Că și Ciora nu l-au înțeles, totuși că el a fost un credincios muncit. Lupta lui nu era cu Hristos, nu era cu Pavel, era cu el însuși, că nu poate, mă, cum el, nu poate să ajungă sfânt și Pavel sau Petru sau alții, atâția sfinți, au fost sfinți. Dacă am citit niște mărturisiri de-a lui, zice, nu mă duce de o vreme, citesc, nu mă vezi de sfinți, nu mai mă interesează nimic altceva. Da, zice, ceodată a fost un neînțeles asta, că nu poți cum să fii un om atât de cu o minte atât de ascuțită și să fii atât de prostănac să ignori sau să-l contești divinitatea. E imposibil să facă lucrul acesta. Da, numai că brava și el, săracul, că da, flutura nefama asta, scepticismul, nu știu ce, dar da, și cu sinucidea cu asta, și nu s-a mai sinucis în veac, pentru că nu-l interesa asta. Istoria bisericească din Banat, pentru că asta ne interesează, s-a evaluat după două mașinării. Am mai nu pot să asta, că ghilimelele să le tot citesc. Organizarea și funcționarea. Deci tot pe tot asta ne asta. Cum ne organizăm? Ia că vorba lui Țuțea, asta și cum funcționăm? Cum asta? Păi dacă e Duhul lui Hristos, să vezi, frate dragă, cum merge, nu? Sau vorba lui Părintele Gherase, tăticule, să vezi cum te duci pe cale, că nu mergi pe drum, că ăla are lărgime și poți să merge brios, ca bețivul și asta, nu? Aia te duce exact la țintă, ajungi la capăt la cucuia. Angrenajul acesta, adică organizarea funcțională, a făcut ca Hristos să fie doar mărginaș, așa încât biserica, fiind decapitată, dogmatiștii știu la ce face în referire, nu? Capul bisericii este Hristos, nu omul. Ea se zbate să supraviețuiască într-un deșert unde lipsește apa vie. Duhul evanghelic. Absența acestui nutrient face aproape imposibilă configurarea unor oaze de religiozitate. Sufletul religios în Banat, zic eu, s-a clădit din cărămidă crudă. Știți casele alea care din, nu cărămidă arsă, care dobândește rezistență, tărie la intemperii, cărămida crudă este ceva vulnerabil, care, eu știu, dacă se duce mortarul de pe pereți, izbești intemperiile și asta, te trezești cu acoperișul peste tine. Asta. Deci nu am pus ceea ce trebuie, suportul Hristos. Și acum citez de aici din buletinul Sfintei, asta Episcopia Ortodoxă România Timișoare din 41. Din 41. Și auziți ce spune aici. Clădirea sufletului religios trebuie să o începem de la temelie. Noi teoretic am știut sau știm ce trebuie sau cum ar trebui făcut. Numai că practica ne demobilizează, ne dă de furcă. Ca o alcătuire ce voim să fie durabilă. Temelia educației este casa părintească și apoi școala. Bine zis! Înaintea altarului trebuie să ținem predici cu mult foc despre aceea că mama să nu uite că are obligamentul moral nu numai al hrăni pe copil și al ține în curățenie trupească, ci al împrieteni din vârsta, că așa ziceau ei atunci, fragile cu biserica, cu Iisus Hristos.
În școala primară, învățământul religios va stărui să formeze în elevi convingerea ortodoxă și conștiința religioasă. Elevul trebuie de la început să știe că Iisus Hristos a dat pe pământ numai o lege și aceea este cea ortodoxă română. Acest principiu de viață propriu românesc trebuie preotul să-l propună cu multă convingere, ca românul să nu se asocieze cu străinii la adunări francmasonice. Catehetul va folosi toate ocasiunile să convingă pe elevi că legea ortodoxă română este superioară tuturor. Deci, iarăși, din nou, recidivează cu această afirmație altor credințe din lume, documentând că altă credință nu are ce căuta în viața poporului român. Păi pune tu stabilă, pune palisadă să nu vină, să nu circule oamenii, să nu aducă cu ei idei, mentalități, credințe religioase, ideologii politice și așa mai departe. Nu poți să faci lucrul ăsta. Așa, tot examenul de religia la finele anului să se facă în prezența preoților din mai multe parohii, ca toți frații întru Hristos să fie câte un cărbune care puși lângă o altă să aprindă în vâlvătaie pentru a forma o armată a lui Hristos iubitoare de lege și adevăr. Ei, și într-o carte despre școala confesională am scris și problema asta, că săracii copii erau timorați, că veneau și părinți, veneau și protopopul, și vlădică, și preoți din sate, adune în fața asta și stăteau fața copiilor ca un tribunal, ca o inchiziție, asta de la inchiziție, și să blocau copilași. Da, cam astea erau atunci concepții. Enormitatea henologică, asta zic eu între ghilimele, henologia știința unului, adică le-a compactat el în mintea lui toate, scriitorul ăsta bisericesc, așa, și domne, numai noi existăm, credința creștină ortodoxă română, punct, nimeni în afară de noi, nu există, asta în lume. Așa, deci am multe astea, că ne lungim foarte mult, dacă chiar numai cu introducere și cu prinsul. Zic mai departe cu asta, cu copilașii săraci, cu elevii, cui să torni în cap religia cu pâlnia când absenteismul în școli era întoi, semnul întrebării. Catiheții, că așa ziceau ei atunci, turuiau în gol adevărurile de credințe. Cui să stă? Preotul, biserica goală. În timpul lui Popasă, deci în 1800, după 1865, erau asta biserii, locuri unde erau 8 oameni la Sfânta Liturghie, 10, 12, cam aici era frecvența să ne situam și atunci. Așa, cui să, degeaba, că aveai foc, să zici, dacă erau un preot cu har, cu nu știu ce, nu aveai cui să vorbești. Catihetul, deci dascălul la școală, sau dacă era preotul, asta și dascăl, învățător confesional, cui să vorbească? Că părinții își trimiteau copilașii cu vaca, cu oaia, cu capra, cu nu știu ce, la muncile câmpului, nu la școală. N-ai cum să... Sau cum să faci o catehizare continuă, susținută, asta că odată îți vine unul, nu mai vine, vine altul și ăla nu știe, nu există o cursivitate și un element de legătură. Gramatica ortodoxiei nu se mai însușea cu subiect și predicat, deoarece religiozitatea străbătea cu candela stinsă epoca de ceață. Oamenii săraci erau prea mult preocupați de grija zilei de mâine decât de... nu vă grijiți! Sfânta Evanghelie ne spune frumos, clar, nu vă grijiți ce mâncați, ce beți, cu ce vă veți îmbrăca. Dar omul e om, totuși el gândul lui
prim acolo este, e alipit, dacă nu... Asta, el știe una și bună că dacă nu are de să bage la stomac, la asta nu... Da, cum zicea filozoful noi, ca la fratele meu porcul, da, după Sfinții Părinți, la trup. Așa. Trecem la concluzii. Instituționalizarea excesivă a bisericii a pus-o sub vreme, a subsituat-o. Fapt ce a deturnat-o de la îndeplinirea sacrei misiuni, deși cred unii și așa, sărind din hop în hop, poate făși fără teamă în fața judecății istoriești. Cum, eu știu, mă aduc aminte, na, crescând la sat, că îi se strica la țărană una din cele patru roți ale căruței, ale carului ăsta, și atunci a improvizat asta în loc de roată, punea un lemn mai solid, lega cu frânghie, cu ce avea la îndemână, asta, așa, și o tărea căruța, cu săracii cai trăgeau mai greu, asta da o tărea, adică, o, ei, așa, târși grăpiș, așa duce și noi, bine, hai să o ducem acum, rău, bine, dar hai. Hai, mai merge, mai merge, mai... nu în galop, mergem la pas, așa. Ce să facem? Urmând consecvent logica popistică a contradictoriului, și aici fac o trimitere ironică la Ștefan Lupasco, un savant român care, mă rog, a trăit în... în Franța. Deci, urmând că o se vede logica popistică a contradictorului, ea, biserica, în partea lumească, a culisat pe meridianele efemerului. Deci, ceea ce e trecător. Am făcut, am văzut școli, astea, case culturale, am să facem una, să facem alta, să facem anexe la casa parohială, să schimbăm ferestrele, să nu știu ce, așa, dar astea în timp se degradează, se duc, iarăși se învechesc, îmbătrânesc, iarăși ne preocupăm de asta. Așa, și ajungem la problema, la partea blestemată, cum zicea un filozof de economie politică, adică la economic, la bani. Da, și culmea este că, în limba română, banul are o dublă negație. Ba, nu. Deci este de două ori rău. Un rău și ăsta. Ajunge la bani. Și atunci, de la bani ai scandalul. Cu epitropii, că fură epitropii, popa zicea că epitropii fură, epitropii că preotul fură și asta, credincioșii la fel, numai bani să nu le cer, că nu știu, asta. Na. Mă aduc aminte când eram în protopolatul Reșița, că la o conferință politică, cum era atunci în regimul comunist, așa, un preot i-a zis mitropolitului de atunci, zice, în Alta Sfinția voastră, nu știți că credinciosul nostru, zice, îți dă un leu și te înjură de 1000. Și te înjură de 1000, na. Asta este adevărul, ce să facem? Hățurile erau ținute de erar și adunarea eparhială, care chipurile nu are, și acum citez, nimic comun cu adunările laice. Deci ei nu erau altă categorie, fiindcă aici se lucrează cu elan și dragoste dezinteresată, ținta la care vrea să ajungă lumea. Nu mai sunt bunurile și onorurile lumești, ci Domnul nostru Iisus Hristos, care toate le liniștește și le plinește. Și am închis citatul. Tot în altă publicație, Biserica Bănățeană, 1942. Așa, deci, dar nu erau ei interesați atâta de asta, că tot la biruri
stabileau biruri pentru parohii, pentru credincioși, asta. Era și taxă pentru suflet. Eu am și scris într-o carte un capitol cu taxa pentru mântuire, cu capitalismul în biserică. Nu mai știu exact din titularea capitolului, dar asta. Deci erau atâtea taxe că oamenii erau nebuniți la asta. Nu mai pur, și sidoxie, și convenție episcopească, bir la propriu. Că noi știm că am învățat la istorie, bir le puneau la țăran, bir. Nu, da, bir la propriu. Bir protopopesc, bir preoțesc, tot felul de ăsta, de biruri. Taxe, taxe și iară taxe. Na. Și oamenii... Adevărul istoric este că adunarea eparhială plagia, între ghilele, nonșalant din cartea întrunirilor civile. Redăm în acest sens cuvântarea de deschidere rostită de Vasile Lăzărescu în 3 mai 1942 în plenul acestui organ bisericesc, deci adunării eparhiale. Așa e tot din 1942, da, cuvântarea este foarte lăbărțată, să zicem așa. Dar citesc numai așa un fragment. Într-o împlinire a acestei misiuni a ei, biserica noastră strămoșească va trebui să purceadă cu aceeași maternă purtare de grijă și cu același neșovăitor simț de răspundere, ținând mereu binele și înălțarea din viitor a neamului, ca și în trecutul ei, însușindu-și durerile neamului și identificându-și soarta cu aceea a fiilor ei, ea nu va pregeta să-și pună toate așezămintele ei sfinte și sfințitoare în slujba întăririi unității de conștiință a tuturor fiilor neamului și a proteguirii celor mai avântate aspirații de viitor ale lui. Pe această cale, Sfânta noastră Biserică își va dovedi și mai mult originea divină a ei și a mijloacelor ei de luminare, povățuire și mântuire a sufletului neamului, întrucât prin lucrarea ei sfințitoare, adaptată timpului, îi înlesnește neamului învingerea asupra tuturor greutăților cu care îi e dat să lupte. Mărturii pline de duioșie ne sunt în această privință, tot această cuvântare, numărul tot mai mare de participanți la sfintele și dumnezeiștele slujbe din duminici și sărbători și prinosul de fapte ale îndurerii creștine față de cei lipsiți și nevoiași. La apelul țării pentru împrumutul reîntregirii și pentru ajutorarea celor rămași acasă în lipsuri, pentru ajutorarea celor rămași acasă, în urma celor dragi ai lor plecați pe front, toată suflarea românească și creștină ortodoxă din eparhia noastră a răspuns prompt, călăuzită de iubirea creștină față de aproapele și de un sentiment de solidaritate națională indestructibilă. Dovadă că Sfânta noastră lege românească este și azi cel mai puternic element de închegare și cea mai puternică armură a sufletului românesc față de orice amenințare și împotrivire. Am încheiat citat. Cuvântarea lăbărțată în cuvinte mari, lumină, neam, țară, maică, vatră, maximum, maternă și așa mai departe, instaura morozitate în rândurile deputaților mireni și clerici, deoarece era un copy-paste. Și iarăși dau aici mostră, citez,
din adunarea eparhială, iar din 1944. Aici, și iar îi dă cu neamul și cu nu știu ce, cu mamă, cu ocrotirea asta, dar că un, cum să zic, vorbitorul și ascultătorii, deci membrii adunării eparhiale, clerici și mireni, erau acolo, unul la birou, Vlădica, și ceilalți în loc, ăsta, în loc, în sala unde se ținea adunarea eparhială, iar aia despre care vorbeau ei cu atâta fast, ăsta erau în tranșee, erau pe front, cam, știu, vorbă mai puțină, zic eu, că se impune în asemenea intervale de timp și mai multă simțire, mai multă trăire și nu știu, nu reușim noi să învățăm teologia tăcerii. Deci asta pe mine mă supără extraordinar de mult. Nu știm să tăcem, nu chiar n-ar fi bine să tăcem, să ne luăm canonul ăsta al tăcerii ca și monahii îmbunătățiți. Ia să mai tăcem noi mai mult, să pe cuvânt că omul dacă se uită la tine, dacă că, lumina harului iese din tine și se uită ca la Sfinx, te adoră. Te adoră, pentru că nu mai ai nevoie să vorbești. Așa, paftica, zic eu, era alta, cum zice țiganul. Am pus între ghilimele. Am alergat în 43 asta. Am alergat cu toții după himere. Ne-am construit o lume nouă lipsită de ideal, de preocupări spirituale. Am vânat după un trai ușor. Ei, acum se schimbă sensul discursului. Acum recunoaștem. Deci aceiași oameni care aduceau ei în comioane, asta că totul e extrem și frecvența la biserică. Ei, acum am sucit foaia și zic, mă, uite că tot, nu prea așa stau lucrurile. Greutățile vieții au venit deodată. Valurile furtunoase ale lumii ne-au deschis ochii și ne pun în fața marilor întrebări ale vieții. Rostul nostru în lume. Întrebările acestea își au răspunsul la adevărurile creștine. Ele însă n-au fost adâncite așa cum ar fi trebuit, dar mai ales n-au fost trăite. De aceea asistăm azi la criza omului, la zvârcolirile laconice ale timpurilor de acum, când omul nu-și mai găsește liniștea, căci nu întrezărește lumina aducătoare de pace și liniște. Am încheiat citatul. Alt citat. În satele bănățene, ce adevărat, pe zi ce merge timpul înainte, portul, frumosul port românesc, dispare de parcă îl înghit balaurii. Deci, popa, ne-am prăvălit în prăpaste. Și nu plânge nimeni după el, ca și când ar fi fost un port strin, adică străin, în care nu și-ar fi întrupat puternicul simț estetic mamele și bunicuțile noastre. Portul nostru a fost și este o creație a sufletului nostru, ca și limba și obiceiurile noastre. Abandonând portul, ne-am abandonat o parte din sufletul nostru, așa cum s-a format el din veacuri. Nu putem trece cu două cuvinte de regret peste pierderea aceasta națională și sperăm că va veni totuși vremea când satele noastre bănățene vor dezgropa ca pe o comoară prețioasă portul lor românesc de odinioară.
Și fiindcă vorbim de o pierdere a unei podoabe externe a neamului nostru din Banat, nu putem să nu amintim și de o altă pierdere internă și mai valoroasă a lui. Când rostea pe vremuri cuvântul, Biserica Românească de Sat, apoi cu adevărat biserica, era în sensul plin al cuvântului, în fața căreia fiecare se prosternea ca în fața unei mame venerabile. Nu se pomenea niciun caz ca cineva să plece din sânul ei. Ei, acum face trimitere la neoprotestanți. Fiindcă întreg satul își făcea Sfânta Cruce și îl blestema. Deci iată cum înțelegea teologul, jurnalist, ziarist, publicist. Adică ce bine era când blestema pe cel care dezerta de la credința strămoșească, zicem noi. Așa, de ce să-l blestem? Că tot copilul lui Dumnezeu rămâne, că tatăl și pentru el, fiul și pentru el s-a răstignit. Și de ce să îl blestem eu? Trebuie să mă rog, Doamne, eu știu, curăță-i mintea, cugetul și asta să înțeleagă adevărurile tale. Adică să mă rog pentru să simt plecarea lui ca o mare durere, nu ca un să-l transform peste noapte într-un dușman indezirabil, nu mai pe vremuri credința la sat era ceva trăit și simțit. Credința adevărată, cum scrie la Sfânta Evanghelie, nici nu se putea închipui ca cineva să iese din regulile credinței strămoșești și să se mai arate între oameni. Mă aduc aminte de ce spunea părintele Valerian despre părintele Ghelase, că au venit, odată, dar sigur că, na, el spune de o întâmplare ca asta, dar au fost poate fără număr asta, niște tineri panchiști cu motocicletele acolo, na, știm ce sunt ăștia, cum sunt. Și zice, primirea lui iubitoare a părintelui Ghelasie și sfaturile lui duhovnicești, dar în stil propriu ghelasian, au făcut ca după 2 ore, zice, să plece aia alți oameni. Să plece alți oameni. Păi nu i-a întâmpinat cu blesteme, nu i-a izgonit cu parul sau, Doamne iartă-mă, cu coasă, n-a să după cu sabia Duhului i-a povățuit și i-a înlănțuit, i-a câștigat. Na. Și Dumnezeu știe câți dintre ăștia vor fi devenit fervenți credincioși ai bisericii. Reluăm. Dacă totuși s-ar fi ivit câte un nenorocit, adică e un decăzut, vezi cum, de ce să vorbim așa de oameni? Care să nu mai trăiască după prescrisele credinței, el era condamnat la singurătate, ca un lepros care trebuia să iese din comunitatea satului. În privința vieții, aici ia că carantinarea, poate, de care vorbeam noi înainte de a începe, așa. Îl izolai să nu se îmbolnăvească și ceilalți. Așa, dacă nu era o boală contagioasă, credința, pe păi cum să... Că dacă este exuberantă, cum să... Din potrivă, că excedentarul credinței duce la și mai multă credință și la... recunoașterea lui Dumnezeu ca Tatăl tuturor.
În privința vieții petrecută în credință, strămoșii, pe lângă tot progresul material, nu s-ar putea împăca niciodată cu strănepoții lor. Nu ar pricepe niciodată pe urmașii nebotezați și concubini și nu ar mai vrea să știe de acei urmași ai lor care trebuie să îi îmboldească cineva ca să se ducă la Sfânta Biserică și să mai postească din când în când. Așa că, în cele materiale putem spune că ne-am ridicat sus peste strămoși, i-am depășit. Dar în cele sufletești ne-am coborât sub nivelul lor de viață curată, credincioasă și pașnică. Și pașnică. Încheia citat. Asta, dar citesc numai ceea ce scrie cu litere îngroșate ca să... Asta, despre religiozitatea poporului nostru în biserica și școala, acum revista de la Arad, a eparhiei Aradului, din 1913. Că eu n-am ținut aici cont de cronologie pentru că era vorba de idei. Asta, ca să concluzionez asupra sentimentului religios în partea aceasta de românitate, a vestului. Creștinii adevărați în sensul nobil al cuvântului pot fi numai aceia care sunt credincioși convins și conștii de ceea ce sunt, adică conștient, conștii. O spuială a religiunii creștine, o credință numai de modă, nu valorează mai mult decât un păgânism condamnabil. Faptele celor mai mulți creștini de-ai noștri, fiind de aceștia vorba, arată că nu sunt veritabili și la aceasta poartă vina și preoțimea, încât la timpul său n-a stăruit în apostolat cu vreme și fără vreme, dar și curentele dușmănoase biserici. Se susține că, mai de mult, când biserica noastră avea preoți mai simpli, poporul era mai religios decât acum, când preoții stau la nivelul culturii. Religiozitatea străbunilor noștri nu era decât un bigotism pronunțat accesibil vremilor, în care biserica nu cunoștea decât lupte prozeletice, dar nu și curente anticreștine. Și simptomele vieții noastre religioase ne indică o stare dezolantă, care în multe privințe seamănă cu a poporului francez, căci doleanțele noastre față de credincioși sunt similare. Lipsă de religiositate, dispreț față de sfintele taine, probat prin sporirea înspăimântătoare a concubinajelor, neîmpărtășirea cu sfânta taină a pocăinței și cuminicăturii, reducerea cazurilor de naștere și peste tot neobservarea și eludarea disciplinei bisericești. Astfel că, dacă n-am avea obiceiul să ne botezăm pruncii de mici, am avea poate și credincioși nebotezați. Și dacă considerăm că biserica noastră nu e persecutată ca biserica Franței, ci în misiunea ei moralizatoare e sprijinită din partea statului, avem înaintea noastră tabloul ale cărei culori cad sub cea mai severă critică. Deci, cu religiozitatea nu stăm bine. Într-o parohie păstorită de mine, ca om nou, chiar în luminata zi a Sfintelor Paști,
sub timpul vecerniei, oprisem jocul care era în ograda bisericii. Deci aia dănțuiau în curtea bisericii și era ziua de Paște, că aveau rugă, așa zic ei ăsta, dar ruga avea o altă conotație, rugăciune în comuniune la biserică. Deci cei din satul respectiv cu rudele din alte părți veneau și trebuie să meargă la biserică să roage în comun. Ori noi am deturnat sensul acesta al rugii și facem, dănțuim, joc, băuturi. Și unde? Era mare supărare dacă preotul nu accepta să se desfășoare această benchetuială în curtea bisericii. Păi era ce? Vlădica numai reclamații primea și asta. Așa, oprise în jocul care era în ograda bisericii, ca bunii credincioși să nu fie conturbați în rugăciune, puținii, doi, trei, care erau la vecenie, să nu-i fie, și ca să îndemn și pe cei îndărătnici a lua parte la înălțătorul serviciu divin. Atâta mi-a trebuit, și-o spune preotul, că-i sincer, a lua parte, mi-a trebuit ca să mă aprind paie în cap. Zice preotul, fruntași de-ai comunei, cu un zel vrednic de altă cauză mai bună, protesta în contra dispoziției mele, cu motivări în fel și chip, ba imputându-mi, adică imputându-i, că le stric obiceiurile. Păi erau mai sfinte decât Evanghelia, obiceiurile. Numai cu amenințări și cu sabia cuvântului, mi-a succes să fac ordine din 1916 este relatarea aceasta. Așa. Altă, se țineau de ortodoxie ca orbul de gard. Așa spunea un preot de la Chișoda, un sat de lângă Timișoara, în 1950, în conscripția parohială. Sentimentul alt preot de la Cladova, aici în Carsălin, spunea că sentimentul religios este moderat manifestat. La sărbătorile mari, pe lângă bărbații bătrâni și babe, vin și fetele care doresc să se mărite și să-și arate zorzoanele de pe ele, galbenele din salbe, brățările de la mâini și cusăturile artistice de pe cămăși și cătrințe. Încheiem citat. Oficialii Bisericii Ortodoxe din Banat, dar nu numai ei, pentru a-i menține prestigiul social, au agățat această năframă în vârf de băț a mamei neamului pe care o fluturau mitingist pe falezele mării vieții. Adică s-au pus povara aceasta ierarhie în cârca mamelor. Deci, mama trebuie să se sacrifice, să-și crească copii în credință, cu dragoste de biserică, să îndemne să se împărtășească, să se spovedească, să nu știu ce. Deci, despovărarea asta a noastră și trimiterea către alții. Scultată după chipul și asemănarea lor, istoria a decăzut-o din drept, adică biserica, pentru că și-a părăsit odraslele tocmai când acestea mai aveau nevoie să sugă între ghilimele țâță. Edificatoare este pastorala patriarhului Nicodim pentru Republica Populară Română. Cităm, cunoscând datoria ce o am ca păstor, îndrumare de lipsă
pentru ca să puteți umbla cu înțelepciune pe marea furtunoasă a acestei vieți, m-am gândit că întâmplările din urmă, petrecute în viața țării noastre, adică abolirea monarhiei și instaurarea comunismului, sunt atât de însemnate încât e de lipsă să trimitem din încredințarea Sfântului Sinod acest cuvânt al nostru care să vă tălmăcească, adică acum venim noi hermeneutic și să le explicăm românașilor noștri proști ce s-a întâmplat de cu adevărat. Deci până acum găsim de-asta nenumărate afirmat devotamentul față de rege, de patrie, de tron, de nu știu ce, deci o instituție venerabilă asta. Ei, acum peste noapte ne încovoiem și spunem exact invers. Altceva. Păi nu pot să asta, cum să cânești cu Dumnezeu? Nu pot. Ori cu Dumnezeu, ori cu Mamona. Scur pe doi. Aici nu mai se poate. Să vă tălmăcească înțelesul acestor întâmplări și care să arate cum se cuvine să le facă orice fiu credincios al bisericii. Biserica, nefiind făcută să poruncească statului ce formă să-și dea, ci fiind trimisă între popoare și înăuntrul statului să propovăduiască Evanghelia mântuirii sufletelor, își va continua lucrarea ei în această nouă formă pe care și-a dat-o statul nostru. Socotind după cuvântul Sfântului Apostol Pavel că orice formă de stăpânire e lăsată de Dumnezeu drept cadru în care să-ți desfășoare misiunea ei. Ca urmare la aceasta, noi dispunem ca toți cucernicii preoți să aibă grijă să pomenească noile autorități de stat precum urmează. În rugăciuni și la ectenii, pomenirea capului statului se face, pardon, așa, Înaltul Prezidiu al Republicii Populare Române pentru sănătatea și mântuirea lor. 2. Troparul mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează mântuirea ta. Biruință poporului nostru asupra celor potrivnici dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Am încheiat citatul. Din 48 în Biserica Bănățeană, altă publicație. Da, este o concluzie destul de întunecată, de amară, dar eu zic că nu poate să obnubileze dorința noastră de, după asemenea experiențe neplăcute trăite, care au fost în dauna fiecarei persoane sau a comunității, a poporului nostru, a neamului, cât de frumos, ce frumos cuvânt asta. Mai Părintele Ghelase când vorbește despre instituția moșului, asta, cum ajunge la neam, extraordinar, câtă pătrundere există acolo, iar pentru noi să fie doar niște cuvinte, niște noțiuni pe care să le folosim noi lozi în card, așa să... Nu se poate. Nu se poate așa ceva. Deci trebuie să ne trezim, că făcea o remarcă extraordinară Dumnezeu să-l ierte regele Mihai, că deși zicea, a, ce că era de neam străin, nu de al nostru, că nu știe să vorbească, nu e adevărat. Nu? În interviurile cu Mircea Ciobanu, marele scriitor, ce frumos spune, așa, cu delicatețe, cu asta, că zice, nu este de ajuns să te scoli.
trebuie să te și trezești, să te trezești, pardon. Trebuie să te și scoli, că poți să te trezești și te învârți prin păsul plapum acolo și lenevești și îți aduce tăvița cu mâncare, cu nu știu ce soția și te servește ca pe un paș acolo, ca pe un domnitor. Așa, nu, nu, trebuie să te scoli și să te pui la lucru. Așa, și la care e lucru cel bine plăcut lui Dumnezeu. De aceea zic să ne folosim de aceste, de acest patrimoniu, că asta este Părintele Ghelase, un patrimoniu al creștinismului universal. Deci aici nu mai putem noi să îl circunscriem spațiului românesc, ne aparține, că noi în mare parte suntem lepădați de el sau nici nu, măcar nu am vrut, n-am vrut să-l înfiem. Asta, sau, mă rog, să îi acceptăm paternitatea. Așa, dar pentru întreaga ortodoxie, vă spun sincer, nu am citit ceva mai profund decât ceea ce ne-a lăsat Părintele Ghelase.